Bine ați venit la buletinul de știri Dr. Chip, ediția de seară din 19 martie. Soldații belaruși au început să folosească același semn de recunoaștere pe care l-au folosit și soldații din cele două așa zise republici independente, Lugansk și Donetsk, în primele zile ale invaziei, și anume banderola roșie. Premierul polonez a declarat că Uniunea Europeană a trebuit să dezvolte un al doilea plan Marshall pentru reconstrucția Ucrainei după război. Ministrul ucrainean al apărării a declarat că până în prezent trupele ucrainene au ucis 10 comandanți ruși de top, printre care 6 generali. Au apărut imagini în care se vede că orașul Mariupol este complet distrus în urma bombardamentelor. Toți cei 11 angajați ai ambasadei Belarusului la Kiev au plecat spre țară. Premierul britanic Boris Johnson spune că ar fi o eroare normalizarea relațiilor cu Vladimir Putin. Lukashenko a declarat că jurnaliștii belaruși sunt închiși, deoarece luptă împotriva țărilor, fiind plătiți de țările occidentale. Premierul polonez spune că Uniunea Europeană ar putea adopta la următorul summit un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, mergând până la o blocadă comercială, navală, rutieră și feroviară. Cosmonauții ruși care au ajuns pe stația spațială internațională s-au îmbrăcat în costume purtând culorile Ucrainei. Probabil că, nu știu, Putin s-ar putea să ia decizia să-i lase acolo, să nu se mai întoarcă acasă. Închei aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă invit să mă urmăriți pe canalul de YouTube Dr. Chip, să vă abonați, să dați un click pe clopoțel pentru a fi notificați de câte ori postez un clip nou. Dacă vă plac clipurile, să dați un like, un share, să ajungă la cât mai mulți. Vă doresc o noapte liniștită și pe mâine!